Salutări, prieteni! Ia uite, ați început să ningă! La mine aici e ca la Moș Crăciun, vedeți? Ia uitați! Luminițe! Ce știți voi? Mă gândeam să fac un grătar, dar... Parcă e cam frig, așa. Hai să mă mai gândesc puțin. Ce, se stinge focul de la zăpadă? Să văd unde e patronul. Dacă e patronul pe aici, o să fac grătar cu el. Dacă nu, asta e. Fi la gagici ăsta. Am ajuns la podul Negoiță! Ia uitați aici, sectorul 3. Hai pe ei. Mamă, ce pod frumos, cel mai frumos pod din lume. Din lume. Nu doar din România sau Europa. Pe așa ceva ați mai văzut voi? Ia uitați. Frumos, rău de tot. Mă, ce perdea de lumini. Toate luminile din lume. Colorate. Am ajuns la Ikea să mă uit după un pat matrimonial. La pachet, vă rog. Și una singură. Deci are doamna așa, trei de pui. Trei de pui. Două mesele de nu? Da. Da, 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 America, mă! America! Am uitat să cumpără și pâine. Ia vezi, băi, unde pune? Iau și o masă aici. Mai piche. Hai, poftă bună, brea, acum fac eu cinste, data trecută ai făcut matavre. Poftă bună. Ai două cu pâine. Bine că mi-am pus puțin ketchup de la care ustură. E bun. Hai, salut, prieteni, a venit moșul. Vedeți? La mine este Crăciun în fiecare zi, nu doar în noaptea de Crăciun. Revelionul la fel, deci încă la mine e Crăciunul, da? Până mă plictisesc. Când mă plictisesc, vine Revelionul. Ce nu ați înțeles, prieteni? Poate credeți că am înnebunit, dar nu vedeți că eu sunt Moș Crăciun? Ați văzut cum întinde mandolina mâna? Zic, e păsărilă. Aita mai mâna, ca să nu pună prea aproape, să nu cumva să se spargă ecranul telefonului. La urățenie. Ce vreau să spun este că în sfârșit mi-a plăcut de Leo Maxim. Pentru că eu i-am influențat și pe el și pe patroana. Ați văzut că de la postarea mea despre meseriașul, în ghilimele, meseriașul bucătarului, Leo a reacționat astăzi pe TikTok. Nu știu cum să vă pun, să văd cum să fac, să-l ascultați, să auziți ce spune Leo. Deci să auziți ce spune Leo. Să nu mai vină acolo, că nu mai are nevoie de el. Pentru că și-a bătut joc de el. Exact cum am spus eu am fost finuț. Dar Leo i-a interzis din start să nu mai vină pe acolo. Deci din start i-a interzis. Vedeți? Nu mai îmi dau mănușile jos. Că am cu taci. Taci din gură. Deci ați văzut? Și patroana, a reacționat patroana. Haideți să vă mai spun ceva, ca să vedeți cât... stai așa puțin. Stai așa. Două secunde. Gata, ne-am amintit. Ați văzut că are interes și Leo a spus că el venea acolo pentru vizualizări. Păi normal, era la mintea cocoșului. A trebuit să-l demasc eu pentru că ei în atâta timp nu și-au dat seama ce fel de om este acesta. Acesta influencer, vlogger, ce este? Că pozează în
băiatul perfect, în cel mai mare meseriaș. Ce meseriaș, mă? Lucru de mântuială, exact. Cum am spus eu, a spus și Leo și patroana după mine. Ați văzut? Pentru că ei mă urmăresc și pe mine. Și au văzut și și-au dat seama, pentru că eu le-am deschis ochii. Și așa e. Mamă, deci... Îmi pare bine că Leo a luat atitudine, pentru că și-a bătut joc de materiale, în primul rând. Că tot se scuză că n-a fost de la început. Băi, nene, n-ai fost de la început, ok. Dar și după aia ce faci? Nu stă WC-ul, nu-i prins WC-ul. Țevile neprinse. Făcea racordul ăla la WC-ul, așa făcea. Păi ăla peste puțin timp se rupe de acolo, scapă de acolo și face inundație. Înțelegeți? Ce mai era? Hota. Băi, cum să pui hota la o distanță mai mare decât este aragazul? Păi ce mai trage hota? Nu mai trage nimic. Atât de slab. Plus că bucătăria Ancăi a făcut-o, am înțeles de la voi că eu n-am văzut și vă cred pe cuvânt, că l-a să pună pe, nu știu cum, lungime, l-a pus pe lățime sau ceva de genul. Dacă greșesc, corectați-mă voi. Oricum, o bulibășeală, o vrăjeală de meseriaș. Nici el și nici celălalt nu sunt așa meseriași, pentru că dacă era instalator bun, nu trebuia să curgă apa deloc. Acum au scuză că nu au dat cu silicon. Păi ce să dea cu silicon, ursul? Dar dai tu cu silicon dacă știi că trebuie să dea cu silicon. Da? Nu dădeai drumul la baie să-și facă ursul baie și pe urmă să spui că din cauza asta a curs apa. Nu! Un meseriaș adevărat termina lucrarea și atunci dădea ok-uri și spunea, băi, ursule, gata, poți să faci baie. Plus de asta că au spus că termină lucrarea până pe 25 decembrie, până de Crăciun. Și au lăluit-o până acum, încă suntem în 12, în 13 ianuarie. Pe bune? A cumpărat Leo, a băgat o grămadă de bani în materiale și tot degeaba. Tot degeaba. Că are el nu știu ce alte geaburi, că nu știu ce și pe dincolo. Păi du-te mă la alea, să te vadă lumea că nu ești așa de meseriaș precum te-ai crezut. De mine, ați văzut cum a avut reacție patroana, cum a reacționat și el. A reacționat, i-a pus și numele patroanei în clip. Cu interes maxim. Când a văzut că zic eu ceva de el, mi-a dat decât un mesaj de la pe Facebook. Salut, mă, ce faci, vorbești despre mine pe vloguri, atât. După aia bloc. N-a zis nimica pe vlog despre mine, nu știu ce și pe dincolo, pentru că vrea să pozeze în bărbatul perfect, că el nu se ceartă cu nimeni. A, dar cu patroana te certa, deci, păi, spune de ce a reacționat la patroana, ca să se uite lumea la el, să pară băiatul ăla bun. Și că vine la patroana a doua zi și o să facă o filmare și o să se ia de ea, că el e șmecher. Păi ce treabă ai tu cu patroana, mă, că patroana, așa cum e patroana, are dreptate și a avut dreptate. Te-a deconspirat și patroana după ce te-am deconspirat eu, te-am demascat, ce dracu mai vrei? Lasă-o încolo de șmecherie. Ați văzut că am avut dreptate? Am avut dreptate. Că nu mai sunt meseria, vă spun eu, ăia primii erau mai buni decât ăștia. 100%, vă spun eu că erau mai buni decât ăștia. Că au mai greșit acolo puțin la faianță, că cu colțul, cu asta, dacă stătea cineva de ei, vă spun eu că ieșea perfect. Eu dacă spunea Leo, băi, uite, stai tu aici și ești șef de șantier, vă spun eu că ar fi făcut oamenii, nu că, cum spune meseriașul, că ea se îmbătau și că erau beți și nu știu ce. Nu e adevărat. Eu nu i-am văzut pe oamenii ăia beți. A, că au băut și un pahar de vin la bucătărie, mie mi s-au părut oamenii ăia chiar ok. Am uitat cum îi cheamă, dar eu am cunoscut și eram la masă cu ei, da? Oamenii ăia chiar erau ok, super ok. Și oamenii au făcut treabă în câteva zile cât n-au făcut ei, în 3 săptămâni. Și plus de asta că strângeau tot timpul, strângeau mizeria pe care o făceau în fiecare zi. Și ei s-au plâns de cei care au venit după ei, că au venit ei alții din partea bucătarului și nu și-au strâns mizeria. Știți că i-a chemat patroana într-o zi după ce nu mai veneau ăștia. Și pe mă i-a chemat iar patroana pe prima echipă. V-am mai explicat vouă
Că mai sunt oameni care comentează că primii au lăsat mizerie. N-au lăsat primii niciodată mizerie, vă spun eu. Când doar eram acolo, nu mai vorbiți aiurea. Primii s-au plâns de mizeria pe care au lăsat-o ei după ce i-a chemat patroana, da? Să fie clar. Nu mai trebuie să vă dau alte explicații. Înțelegeți că eu nu vă mint. Și din câte știu eu, și Anca i-ar fi plătit, și ursul i-a plătit, adică Leo, ce mai încoași încolo? În loc cu Anca nici nu mai primea la cafea acolo, pentru că el a venit fixat pe vloguri a venit. Mă, nene, tu ești muncitor, nu ești musafir acolo. Tu nu ești invitat, nu ești nimic. Asta nu mi-a plăcut mie la el. Cum mi-a dat Leo un deget, i-a luat toată mâna. Că nu mi se pare normal. O, mi se pare normal? Foarte frumos că a reacționat Leo și o să încerc să pun și să ascultam și spune Leo pe TikTok. Dar n-am celălalt telefon la mine, să văd cum fac o înregistrare de pe celălalt. Doar audio, așa s-a auzit, cât de cât, da? Deci mi-a plăcut reacția lui Leo. Prima reacție bună a lui Leo pe anul acesta. Sper să fie din ce în ce mai bine, să fie sănătos și să-și dea seama să-și caute pe altcineva. Dar n-are nevoie de femeie în momentan. N-are nevoie. Înțelegeți? N-are nevoie. El are nevoie de familie. N-are nevoie de una care să profite de pe urma lui. Acum Leo spunea că, ce spunea Leo? Că nu o să mai facă filmări, că o să facă, să vă uitați la ea după 1 februarie, nu știu ce. Lasă Leo, că tu ai spus altceva când vorbeam noi. Eu vrei să faci niște chestii, da? În plus. Și de-aia te lași tu de YouTube. Nu te lași ca să intre lumea la ea. Nu mai fi fraier. Că n-are cine să intre la ea. Crede-mă, tu ești sarea și piperul pe YouTube. Tu ești, da? Lumea se uită când vorbești tu și când faci tu nebunelile tale, asta e. Dar nu ne spune nouă să urmărim pe respectiva, niciodată. Cum să urmărim așa ceva? Hai să văd cum fac. M-am enervat puțin. Hai, bam, bam, bine că a ajuns Leo sănătos acasă. Fiecare la casa lui, asta înseamnă relație adevărată, reală, fake. Bam, bam. Acum vă pun să vedeți ce spune Leo despre meseriaș. Hai să ascultăm. Ce spune Leo? Ascultați în continuare, să vedeți ce spune. Ce spune Leo?
N-are dreptate Leo? Voi ce spuneți? Că poate ziceați că eu zic la vrăjeală, la nu știu ce. Mă bucur că și Leo și-a dat seama. V-am spus, eu am fost primul care mi-am dat eu seama ce meseriaș bun este meseriașul. Acum o să caute împăcare, că haide Leo, că nu știu ce, că hârcă măr, o să vedeți. O să vedeți, că parcă o să-l văd-o pe acolo. Parcă o să-l văd-o pe acolo. Că o să se plângă, o să zică, bine mă, hai că nu știu ce și pe dincolo, că am fost și eu nervos. O să încerce chestiile astea. Orice om, ca să zic așa, o face din interes, nu o face... în folosul cuiva. O face din interes. Acum, să vedem dacă are reacție la Leo. Să vedem. O să aibă reacție la Leo și o să... Nu o să jignească, nu o să urle, o să vorbească. Bine, Leo, nu știu ce, la... Că n-am înțeles, că hârcă măr. Păi cum te iei tu de patroană? Că patroana are dreptate. Deci, în privința asta, patroana are dreptate. Și a avut dreptate în legătură cu aceste lucrări de 2 lei. Cum a spus Leo. 2 lei. Ați văzut? Hai, bam, bam. Deci mie chiar îmi place cum ninge. Ar fi trebuit să fac și eu un tiki-taka. Cred că trebuia să fac un tiki-taka. Ar trebui să fac un tiki-taka. Păi, prieteni, nu știu ce să mai spun, nu mai vreau să fac subiect, vreau să filmez zăpada și cum ninge. Ia uita ce frumos ninge. Nu mai vreau să vorbesc despre nimeni acum. Am stat pe TikTok, am fost în live, am ieșit din live ca să mai fac o filmare scurtă. Au fost niște fraieri pe acolo care i-am blocat din prima. Au început să intre de ăștia pe invers la mine și nu știu ce se întâmplă. Înțelegeți? Și am blocat. Ce să fac? Înțelegeți? Ce frumos e, bă! Dacă stai pe loc, înghezi. Așa e. Vorbea lumea acum despre meseriaș. Meseriaș. Care pune dulapul invers, hota la distanță mare de aragaz și la baie acolo curge apa la vecini. Hai, bam, bam. Salut, prieteni! Ia uitați, mâncare pentru animale, pentru pisici. Nu o arunc, am ținut un frigider și am mâncare aici. Am orez, ciuperci, niște fidea, supă. Și multe chestii. Hai, bam, bam. Filmez când le pun afară acolo. Uitați afară, zăpadă. Să văd dacă mai ninge. Da, mai ninge puțin. Dar mai ninge. Aici le punem mâncare la animale, la pisici. Desfăcut-o pe asta și acum asta. Se mănânce și el aici. Vezi? Îmi da mâncare. Asta le arunc la gunoi. La pacerea asta. Puțin. Fulguie așa, cât de cât. Hai, bam, bam. Nu fac reclamă la contul meu de TikTok, Cristimarin 2020. Vedeți? Cristimarin 2020.
Acesta este contul meu de TikTok și contul de Facebook. Imediat acesta. Cristi Marin. Și Instagram Cristi Marin 2020, la fel ca TikTok. Sau dacă nu găsiți Cristi Marin 2020, Cristi Marin 077. Aici nu am TikTok, la Instagram. Deci am și Instagram. Hai, pam, pam.